În timpul lunilor de vară, și parohiei Fundeni din Câmpulung au strâns materiale de construcții pentru a fi de folos construcțiilor aflate în lucru la Centrul pentru Născuți și Nenăscuți de la Valea Plopului, județul Prahova. Sâmbătă, 7 de octombrie, Părintele Ciprian Dragomir a însoțit transportul celor 5 paleți de cărămidă și un palet de materiale de amenajări, fiind întâmpinați cu drag de Părintele Nicolae Tănase. În primul rând am dorit să mulțumim tuturor celor care s-au implicat ani de zile pe lângă Biserica Fundeni, în desfășurarea actelor de binefacere atât în zona noastră cât și în alte zone de care am auzit că sunt în diverse nevoi. Ultima realizare în acest sens a fost faptul că peste vară am strâns materiale de construcții și mulțumim patronilor care au acceptat ca acestea să fie ținute în custodie la magazinele lor până când le-am putut noi duce la Valea Plopului în Prahova unde Părintele Nicolae Tănase îngrijește permanent, cel puțin 400 de uh, copii orfani tineri din uh, uh, centrele de orferinat lăsați la 18 ani pe drumuri și, respectiv, uh, mame abuzate. Reprezentanții Bisericii Mânghiie nu se află la prima acțiune haine, de acest alimente, fel. Jucării, de data aceasta, aparate, atenția a fost îndreptată către tabăra de permanentă de, 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 la de la Valea Sfrizii, a Palofiei, Valea Vă invităm luni, 16 octombrie, de la 7 dimineața până la ora 20 seara, să strângem hăinuțe, încălțăminte, alimente și alte lucruri de folos a, în cadrul colectei de toamnă pentru o parohie din sudul județului nostru. O parohie în care majoritatea caselor sunt formate din chirpici. Este vorba, prin urmare, de o colecte de. Haine, nu numai pentru copii, ci și pentru adulți, pentru toate vârstele, pe care vă rugăm să le așezați pe vârste și pe sexe, în cutii sau uh, pungi sau saci pe care să fie inscripționat, să fie scrise uh, aceste detalii. Apoi, uh, alimente de toate felurile, orice puteți să aduceți. Uh, nu în ultimul rând, produse de uscaznic, produse de igienă, rechizite și, bineînțeles, uh, jucării că ci nevoile lor sunt diverse și ajutorul nostru este de folos. Vă mulțumim încă o dată și bunul Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei care dăruiesc. De astfel de care au fost afectate de inundații sau de și unde am aflat că sunt?